Xi Jinping a părăsit Moscova în această dimineață după o vizită în care a arătat un sprijin masiv pentru Putin. Cei doi au declarat că relațiile dintre Rusia și China sunt la cel mai înalt nivel și au vorbit despre parteneriatul strategic global între Moscova și Beijing. Vine cu mai multe detalii Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Florin! Xi Jinping a refuzat o discuție cu Zelenski, iar planul de pace al Chinei a fost criticat. De ce nu poate fi acesta acceptat? Bună, Ana Maria. Într-adevăr, vizitele celor doi din lideri din Asia, și aici mă refer la președintele Chinei, dar și la premierul Japoniei, Kishida, care a fost la Kiev ieri, s-au terminat amândouă. În legătură cu vizita președintelui chinez au fost mari speranțe. Se credea că Xi Jinping îl va convinge pe Putin să renunțe la invazie, să-și retragă trupele, dar vizita nu a fost despre pace, ci a fost mai degrabă despre susținerea lui Putin aflat la Ananghie, deoarece trupele lui nu reușesc să cucerească cele patru regiuni pe care le-a anexat în toamna anului trecut. Pe lângă documentele semnate, special în domeniul energiei și comerțului, cei doi au vorbit și despre războiul din Ucraina. Xi a venit din nou cu același plan, în care pe primul punct era încetarea focului, dar nu vorbea mai departe despre cum va fi încetat acest foc. Este interesant de spus și faptul că nici Putin nu crede în totalitate în planul Chinei, în planul lui Xi Jinping, pe care l-a și numit bunul meu prieten. Crede că este mai degrabă un plan de un punct de plecare către o pace. În acest moment, Rusia nu vrea să renunțe la teritoriul celor patru regiuni în totalitate pe care nu le controlează, în timp ce, bineînțeles, Ucraina vrea o încetare a focului, după care trupele ruse să se retragă. Zelenski a declarat aseară că i-a propus Chinei să devină un partener în soluționarea războiului, dar se pare că Xi Jinping este mai degrabă a luat partea Rusiei în acest conflict. Florin, Xi Jinping și Putin vorbesc despre un parteneriat strategic global. Ce ar însemna acest lucru? Da, acest lucru am văzut că reprezintă o mare îngrijorare, cel puțin la Washington. Foarte mulți politicieni au comentat. Eu cred că trebuie să îi vedem pe cei doi cumva ca două personaje care se aseamnă foarte mult. Amândoi au schimbat legislația ca să stea cât mai mult la putere. Amândoi au băgat în închisoare oponenții regimului. Putin este condamnat de Curtea Penală Internațională, Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez și președintele Chinei, este acuzat că a trimis în tabere forțate de muncă peste 1 milion de uiguri. Putin a atacat Ucraina, Xi Jinping se pregătește să invadeze Taiwanul. Ei au foarte multe asemănări și automat că și propun să se susțină unul pe altul în atingerea acestor obiective, care implică în următorul pas, cel puțin, un război de mare amploare în Asia Pacific, dacă Xi Jinping se va decide să atace Taiwanul, așa cum a avertizat chiar anul trecut când a primit al treilea mandat. Florin, îți mulțumesc pentru informații.